Dominico 16 ianuarie 2010, serviciul rutin de dimineață, fraternel Lubala, epistola lui Iuda. Toată epistola s-a citit. Cam tot la ce stava? Să vorbim despre mântuirea noastră de opte, despre jertfa ispășitoare a Domnului Iisus Hristos, despre faptul că l-a pomit în curând lui Dumnezeu, a planului pe care l-a făcut în tine însuși, la sfârșitul vremurilor, o trimis în lumea noastră pe singurului Fiu, pe Domnul Iisus Hristos, ca să ne mântuia. Și nici o oră de mântuirea, asta nu a fost opțiunea noastră, nu a fost alegerea noastră, nu a fost inițiativa noastră. Dumnezeu, în îndurarea Lui, s-a gândit la neamul omenesc și-a hotărât să mântuiască. Mult înainte de a ne trece nouă prin cap așa ceva, sau să fie vreo persoană din locul acesta în existență, Dumnezeu a gândit pentru noi mântuirea sa. Nu-i frumos să vorbim despre asta, mântuirea de opte. Și practic de multe biserici la noi, vorbim despre jertfa Domnului Iisus. Vă uitați, știți, că, Doamne, noi nu privim altceva. Nu vorbim despre alte lucruri. Vorbim numai despre jertfa Domnului Iisus Hristos. Și ne cuvânta să fie Domnului. Amin. E nevoie să vorbim despre asta. Și apostolul Iuda el scria cu tot miralitul să vorbească despre mântuirea de opte. Că unii nu erau în clar. Cum de cum mai multe pasaje în Biblie, nu știau, mai vin emoții, nu știau ce s-a întâmplat cu cei care au dormit înainte. Nu știau multe lucruri și atunci era nevoie și de a vorbi despre mântuirea de opte. Dar Iuda spune aici, m-am văzut și să vă scriu, ca să vă îndemn, să lucrați pentru credința care a fost lasă Sfinților, o dată cu Dumnezeu mai bun. M-am văzut și cine l-a scris pe Iuda să nu mai scrie despre mântuirea de opte, ci să vorbească despre altceva. Să vorbească despre o luptă și despre credință. Cine l-a scris? Cine îi ținește de predicatori să vorbească ceea ce vorbesc? Vreau să vă spun că sunt unii oameni care vorbesc ceva ce vor ei să vorbească. Și oamenii aceștia au îndrăzneala să spun că nu sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Un om care, și sigur că avem argumente, spune, da, dar Domnul prorocului, Duhul prorocului, puteai să avea rău să o folești subiectul acela ghindat și să nu-l pomenești. Să nu vorbești despre haine în adunare, să nu suntem aici la coricorie, nici despre preză să nu vorbești, că nu suntem la frigerie, nici despre alte subiecte contrase de noi stavuri. Deci asta nu vor fi. Vorbim că unul care are mulți bani, când vorbesc despre bogat. Și despre oameni care, după logica lor, își aleg să vorbească. Dar vreau să vă spun că oamenii ăștia, după încredințarea pe care eu am, nu sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Oamenii care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, nu vorbesc și nu spun ceea ce vor ei să scrie și să vorbească. Știți ce fac aceștia? Care stau în îndemâna Domnului. Vorbesc ce le dă Duhul Sfânt să vorbească. Indiferent de tot. Am găsit în cartea omului și din Vechiul Testament și Noul Testament. Referire la oameni care n-au fi putut așa să vorbească. Și să se poată. Și am vrut să spun tot. Ieremia zice, m-ai împlecat, Doamne, și m-am lăsat să împlecat. Ai fost mai clar decât mie și mai biruit. Și am vorbit cuvântul tău. Dar ce aducea cuvântul Domnului Ieremia? Spune, el, Ieremia, în fiecare zi, din tot de rând, toată lumea își bate în loc de mine. Zice? Că nu se vorbea cuvântul Domnului. Pentru că zicea Ieremia că orice câte ori vorbesc, trebuie să strig chelicie și apătare. Așa încât cuvântul Domnului îmi aduce numai o cară și va zocul în toată ziua. Păi zice, nu trebuie atunci, a zice cineva. Dacă el a fost de greu să vorbească cuvântul Domnului și toată lumea lua în râs, de ce nu trebuie? Spune el, Ieremia, dacă zic, nu voi mai povesti el și nu voi mai vorbi în numele lui. Iată că în inima mea este ca un foc mistuitor, închis în oasele mele, ca un profet și nu pot. Cuvântul Domnului nu-l pot opri. Cuvântul Domnului
loro. Ma se non ci passa tre amici, se ne giunge, la foca c'è la quale se voi si dice che le pure di parte all'uomo lui. Sai, qua che ci eravamo pure a proposito in vento, la metti per apposto qua, vero? A me la c'è al dilemma, la consiglia la c'è la sovrinte. E pure, da quella stessa Evangelia, lui è che per il mio ufficio del laude, che trebuie a sovrettezza. Și mai de mine dacă n-o găsesc. Cine l-a oferit pe Iuda să schimbe gândul și să nu mai vorbească de mântuirea de obște și să vorbească de altceva. Și cine? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care este în control. Dumnezeu de ceea ce trebuie vorbit în biserică. Noi încercăm, sigur, încercăm după mintea noastră să nu supărăm pe nimeni. Dar am dus cu gândul la Ioan Botezătorul, pe Marul Iordanului. O venit cu predicat Evanghelia în puterea iudeii. S-o descoperiți-vă că prin părăția lui Dumnezeu este aproape. Și mulțime, nomadele lui Israel, o ieșit cu grămadă la el, ca să fie botezat pe Ioan. S-au văzut că vin unii, care când au auzit de mânia viitoare, de focul de judecată, ori nu și ei să aibă fața la mală. Să fie și ei botezat. Așa crede noi, Doamne, dacă ne botezăm, chiar dacă nu ne pocăim, ne rămânăm și am scăpat în mânia viitoare. Și Ioan ne spune aceste cuvinte, foarte aspru. N-am o bisericile pericotare, un cuvânt așa de aspru, ca cel rostit de Ioan. El zice, ce? Cui de lăsăci? Cine? Vă învăța să fugiți de mânia viitoare. De asta vreți să ne pune altă tot. Te faci într-o biserică pericostală, te botezi și ești membru biserică, dar și poți la aceea să-i scăpa de mânia viitoare. Și ce l-a spus Ioan înainte mergătorului? Cel care a deschis drumul pentru Domnul Iisus Hristos, o să merge și face fapte vremnice de pocăință. Doamne, să te desfereze. Amin. Pentru toți predicatorii, pentru toți toții care dau îndemnul de Scriptură, care predică din Cuvântul lui Dumnezeu, noi nu ne alegem ce să vorbim, mai spune și mie picioasă și un apropiat sau un membru al familiei, omule, îți pierzi toți prietenii! Nu se mai poteze nimeni la următoarea legilor de comitet! O să rămâi să vin afară! Lasă să rămâi să vin afară din comitet! Dar să rămâi scris în casa schiferea lui Dumnezeu! Împărăția slăvită a Domnului Iisus Hristos, că pentru asta ne-am pocăit și pentru asta am încheiat legământul cu Domnul. Că nu ne place nici nouă că am încercat să spune, mi-a legat. De multe ori așa am încercat să spun, că este un lucru de făcut cuiva. După vedeți, îi mai spun sau să îi mai spun. Dar simt și eu ca Ieremia, poate nu mă crede, dar fac timp. Ceva care îmi dă fie, chiar dacă sunt supărat. Spune, trebuie. Nu se poate să-l distrui. Că dacă într-o zi Dumnezeu îi cere sângele din mâna ta, poate îl opriai dacă îi spunea. Poate îl întorceai din drum dacă aveai curajul să vezi să vorbești cu persoana respectivă. Poate îl scoteai din groapă dacă îi spuneai. Dacă nu-i spus, pui acolo un cuvânt pe vechi de stavări cu privire la promul de fie. Fiul omului, când a pus prezent peste capul lui Israel, dacă vezi de nimic vrăjmașul, sună-mi întrebiță, dă semnalul, Dumnezeu pure! Dacă îi spui și nu te ascultă, el îți va lua fața pe capul lui. Dar tu vei fi mântuit cu el. Dacă nu îi spui, el tot moare pe capul lui. Dar îi voi cere sângele din mâna ta. Nu vreau pe cu nimeni de aici. Într-o zi, Dumnezeu să vă ceară la cineva sângele cuiva din mâna voastră. Că era spus. Că era de spus. Că a zis, Doamne, îi spunea astea cuvintele astea. Îi spunea tare. Eu nu zic Ioan Botezătorul, m-am zis cineva, eu nu sunt nici Pavel, apostolul Pavel, eu nu sunt nici Petru, păi da, au avut îndrăzneala să spună, vreau să vă spun că adevărul Scripturilor trebuie proclamat de orice om care crede că e copilul lui Dumnezeu. Domnul Hristos când o zis, voi sunteți lumina lumii și sarea Pământului, la tine să referiți. Să fie care creștin adevărat, să fie sare!
ne? M-am văzut lista să vă scriu ca să vă vedem să luptați pentru Dumnezeu, care a fost dată Sfinților, o dată pentru Dumnezeu. Și să vă vedeam! Spune el, că s-au speculat printre voi! Unii oameni scrii de mult pentru o singură aceasta. Oameni nevlavioși, care schimbă în destinare Harul Dumnezeului nostru și se găsuiesc pe singurul nostru Sfântul Domnul Iisus Hristos. Iuda zice că s-au speculat printre noi. E nevoie să rămânem din nou la luptă, e nevoie să vorbim din nou despre credința care a fost dată Sfinților, o dată pentru totdeauna, s-au speculat printre noi. Unii oameni scrii de mult pe o frânză. Iuda spune că s-au speculat printre noi. Apostolul Petru, el spune, în noroc s-au ridicat și proroci ucinoși, ucind trebuie o singură pe corpul ucinoși, care au speculat pe mâinile din viitoare, și vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o căzare nefratnică. Iuda zice de unii care s-au speculat din afară printre noi și pentru zice de unii care s-au lepădat de stăpânul care l-au răscumpărat. Care nu l-au răscumpărat și s-au lepădat de stăpânul. De Domnul Iisus Hristos. Vreau să vă pun o întrebare, cuvântul acesta de actualitate. Da. Printre noi s-au speculat și printre noi oameni plici de mult pentru o sândă. Vă vorbeam când vorbeam din cartea Apocalipsei despre biserica primară, despre scara aceea de la Apocalipsei. Și tot o inimă, un gând, un buge, tot împreună la același loc, niciunul nu lipsa de la fel, că a fost pe nevoie. Niciunul nu lipsa ca fel de mărținare lui, care a fost de opte. Mai suntem în scara aceea de la Apocalipsei? Dime si no lo quieres, así que no.
mami per la Juve Lumina, la specifica ragione di quello che si fa più a tutti Lumina, la stiamo, e l'altro Lumina per la Juve Lumina, se non può dire che la Juve ho venuto a dire la cassa, e non le risolvo nessuno di ciò, ho venuto a devo seguire, che, per molto che si dà per la Juve, si tratta di guardarsi il determinato, sarà molto per intervare la tappa. La tappa si termina. Se fosse un serio in te. Ci ha sempre. Siete già per il serio di trovare. Siete per la vera. Ma se il serio per me è per il vero. Ma io per lì. Ma tra i nebuni e tra i nebuni non dice niente, ma lui per lui è per il vero. A chi crede, c'è un credente. Che lui va finito su dei cazzo di storia. Gli intrecini che ha per quanti le vicenze lo molto crema c'ha se lui ha se non si può anche sapere un no un defensivo vecchi vecchi loro sapere un uomo di chi lui salve mi ha caruzzate nessuna base se fa da noi l'occhi quei state russe se crede che esista un no c'è anche un po' figli per la base ci fa le spiegate cambia. Non faccio mai più, ragazzi, lo so. Non vedi? Scusa, scusa. Che fai? Che mi è piaciuto il mio Dio. Qual è la terrore? Non si. Questo è il mio Dio, non è il mio Dio. Non c'è il mio Dio. Non c'è il mio Dio. La foto di una pure... Se voi usate tutte le vita, però guardate spinte loro, guardateci per il dottore ora. Per chi sapete che tutti gli apostoli, se supporta le battaglie, se viene un kitsch, se non riesce a fare la scuola, se lo fare, se non conosce il dottore della vita, se non vai a guardare per nulla della vita, non si chiude campo in cui, se comincia a scusare le mute voi, di più di un esempio. Ci credete a salta, dato spirito, guardate che non dobbiamo dare, io ho fatto di evolvere, di dietro di evolvere, che ho posto un brand new chip per scusare che il tuo numero di domino di tutto il tuo. Mi dice che ti muore alla valle, ti ha giurato di sapere un brand new chip per scusare che il tuo numero di tutto. Hai fatto di dire che ti un bit? Hai fatto di dire un negativo che veniva a andare? Ci avevi fatto dei programmi di morte? Da lui a tutte quelle lì, se ne schimba in piazza, ci se ne sentiva la legalità delle nostre. Non mai avendo, siamo a tutti anche a tutti. Non mai avendo. C'è un credito in Sacchia, che ha detto di qua che siete voi, che ha dato tutto il tempo, e il suo nome è Gesù Cristo. Credito in Sacchia, che ha fatto il buon navi, tutto mai fuga dall'emergenza, che se ne ha caduto da solo lui, che si sia rinnegato, pure Pietro. E vero, l'impedenza numero di tutti, Angelic numero lui, e uomo la testa, che cade le piatti su macchie, credenza Daniel, a la fondo della testa, o se non dire che prima non vediamo un rossi, volete per il mio della nostra forza, credenza che ha dato spinti loro, e facciamo che buon anno, se siete lì, il numero di numero di tutti, sto. E lui è il numero di tutti i tuoi, era un scuola qua al demone, era un eriterato umano di tuoi. Sono scuola loro di tuoi, di attendere, che ne vuole un sottile, che ne vuole credere. E lui è vero? Vuoi scuola? Di là. Vuoi guardare in noi? E vuoi tu nel mezzo, se vuoi lasciare, vuoi lasciare, se vuoi lasciare, se vuoi lasciare. Ma tu devi essere coraggio, che non ho capito che è un braccio. Ma tu non è vero? Sì. Adesso ha funzionato. Ci scrive un braccio. A posto lo guarda e dice, però se la tua mente è una per scritto date per il da una, proprio io là. Scritto date per il da una, porta a sette lupo, non è scritto per il ci dà, ci credi. Ci credi tutte le donne. E i forti sicuri ci scrive esatto per i sempre perché sono un pistolo una ragazza con cui c'è uno un lume a tazza uno di miei spugnati chi ha per noi?
Și tremură! Și ca dumneavoastră în Duhurile, înaintea numele lui Iisus Hristos. Dar de ce spune un lucru? Nu fac? Nu fac voia lui Dumnezeu. Nu se pot pocăi. Nu se pot întoarce la realitatea de a sluji pe Dumnezeu. Dar cred! Doamne, dă-i o credință de la Doamne. Amin. E fără credință. Fără de credință, este cu mine cu tine. Credință la Dumnezeu. Dacă crede cu mine, dacă pomenim numele Domnului, trebuie să credem că El este, că El răspărește. Apostolul Iuda spune aici în cuvântul acesta, poate vă îndemn să vă luptați pentru credința ta. S-au trecurat prin ceva unui oameni scris de multă lume pentru o credință. S-au legit ca fac mult rău adunărilor bisericilor. Cei care s-au lepădat de stăpânul care au răscumpărat de coară pe Cuvânt, erezit și doar unele pe coară. Erau nare, ce stau în înțelegitoare. Înseamnă că o învățătură pe care dacă o urmărești, dacă o ascult, dacă o împinești, te duce la pierdare, te duce în fundul iadului. Astea sunt erezitile nimicitoare. Vorbind într-un fel care pare foarte religios, când au un mare specialist în aceasta. Primul actor din istorie, cel mai specialist actor, care joacă roluri. Știți ce rol joacă diavolul? Rolul lui Înger de Lumină, zice lui. Să pesa și slujitorii lui, slujitorii ai nepihănirii. Și Biblia spune aici că îi vrită la aceasta, că s-au strecurat cu oameni din ce Și când te pot încerca? Ascultam un clasă pe rugare pe o biserică, pe rugare lângă mine, nu chiar lângă mine, mai erau două persoane, dar pe rugare sau. Și zicea așa, Fabian, dar Doamne, dacă nu cumva mă e lepădat, dacă nu sunt lepădat de la fața ta, dar nu se lasă, nu mâine, am nevoie de semnul acesta, nu mai știu ce să credeți pe mine. Să zic că eu dat Dumnezeu în semn, în ziua aceea. Nu atunci ai legat, dar nu ați eu dat în semn. Te vei încerca dacă ești în credință. Te-ai pus pe genunchi. Întreabă de când ai simțit cu ultima dată fiorul Duhului Sfânt de pe cercetat la rugăciune. Nu poate unii din noi nu ați simțit niciodată. Ne-am născut într-o familie creștină, am crescut într-o familie creștină, am ajuns să ne și botezăm în biserica Domnului și niciodată n-ai simțit că te cutremuri înaintea Domnului. E zburii de Dumnezeu, să te vezi cu aceea toată, să te vezi un om care ai nevoie de Domnul Hristos ca să fie mântuiat. Te-ai încercat? Încearcă să vedeți dacă mai ești în credință. Pune Biblia aici că pentru credința ta asta trebuie să ai! Mă îndemn, fraților! Să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru Dumnezeu. Pentru credința aceea care vindecă bolnavii. Pentru credința aceea care te face să te bucuri în suflet pentru numele Domnului Iisus Hristos. Pentru credința aceea care te face să te iubești pe fratele tău ca pe Domnul Iisus Hristos. Și să iubești pe tot egal. Și să n-ai nicio pornire nereutate împotriva nimănui. Nici împotriva pastorului, nici împotriva comitetului, nici împotriva fratelor cu ordinea. Credința aceea care se face să vin întotdeauna gata la viața, la sacrificiu, pentru numele cel glorios și sfânt a Domnului Iisus Hristos. Amin. Pentru credința aceasta, ce vă spun? Nu știu dacă știți ce era lucru. Știți ce era lucru? La Bogdan care m-a mai dat. Eu am avut în tineret
la mia madre. Ma non volete? Ma tutte le vocali sono... Non si canta quel fine, la cosa si fa è che... A tanto il nostro posto la vita noi, singolo, o per le vocine del posto che si fa di caos, ma non... Sono tanti io, ma non è la verità. Cioè, sa, avevo da vita di male. Si è altro lo sa, per esempio, come è il momento. Ma... Ah, io non ho avuto la libera, per non si scurirà. Che verrà messo, la cosa è da illuminare, ma ci sai, definire vero quale chiave, mediare la carta per ricerca, hai di farmi le punte, ha un attivato di proteo, il ritorno è la migrazione, per esempio si forma, ogni ieri, ogni ieri, un'ultima scuola, e non si fa, non si è fermato la luta, e si è fermato la luta, e si è fermato il motivo a quello di chi ha attingere. Se avete usato di prima uno delle mente prima e pericolose e poteva tutto dove usarsi, ma lasciamo qui tra l'occhio e l'occhio che c'è lei, non poteva che pretenderlo. Avete usato? Le tue dita salta fin di te che sei valutà? Lo vi tenga? Da sei valutà! Se vuoi vedere da quale volta se ti incula tu un tuo se vedere la salute! E se allora vuoi scoprire le strupole! Cuidate con la lunga da fare! Minorità di razza che considera così, noi non abbiamo le feste di un po' di questa voi! Chi dopo per me? Non c'è molto mezzo a noi, mi sono non lo faccio mai! Molte la fine piace, tante società, ci vengono la salute! Ci fa dimostrare, ma è anche un nuovo un capo, che c'è questa volta, se io ho cominciato a dimenticare, mi sono detto che c'è una hai rilassato anche la bloccata nazionale. La luce l'altro, gli vuoi riconoscere! Ci fa toccare questi vettori da cielo. Su uomini che ha un credito da chatta. C'è un pochino ma tu ricerco, wow, stavo in uscita, però. Ma non è sicuramente un tanto che sta a pagare da io. Non è sicuramente che non si sta in grado di fare. Thank you.
Durante il tempo già, quindi per lì è stato portato, quindi lo ha fatto per me. Quanti per l'altro aiutano tutti a far famiglia. E poi è stato un altro per lui, mi fa per il mio, mi fa per il mio. Ma come viene a fare le parole, pure le regole? Dare le istruzioni in haro di fatto!
Thank you.